În copilăria mea nu m-am gândit niciodată să devin pastor. A noastră Carina s-a îmbolnăvit. La un moment dat a rămas fără voce. Eu am luat-o pe Carina în brațe și am început să mă rog Domnului și să plâng oarecum în rugăciunea mea și simțeam că solul morții în casă. Atmosfera aia n-aș vrea să o mai trăiesc niciodată. Prima mea rugăciune a fost: facă-se voia ta. Am vrut să mă țin totuși tare, puternic, să pot să spun peste ani, momentele cele mai grele, eu am zis: Doamne, facă-se voia ta. În schimb, mi-am dat seama că-s prea slab. Mi-am dat seama că dacă cumva voia lui Dumnezeu să o ia pe Carina, eu n-aș rezista. Mi-am schimbat rugăciunea imediat. Primesc un telefon cu număr ascuns. Dumnezeu m-a pus să te sun și să spun că da, te îmbraci, te duci în orașul cu tare, pe strada cu tare, la familia cu tare, le spui cu tare și cu tare lucru, în drumul care îl vei face, diavolul va da un atac. M-a prins poliția cu 102. Cei care o să mă judece pentru asta, nu mă judecască și tuturor ne se întâmplă. Tu ești robul Domnului, dar diavolul e foarte furios și va vrea să dea un atac în casa voastră. Drumul la spre casă, am avut accident cu mașina, vei ajunge acasă să cânți o cântare de laudă la adresa Domnului. S-a dat atacul. Și am zis, da, s-o dat, aveam o voce așa supărat, s-o dat atacul. După rugăciunea mea scurtă, am simțit o mână care mi s-o așeza pe spate. Suntem foarte bucuroși de faptul că am venit acasă. Asta să dau un impuls românilor din diaspora. Multă pace și bine v-am regăsit la emisiunea Creștin cu Impact. Astăzi avem alături de noi o persoană foarte specială, fratele Alin Nemes. Bun venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit. Ce mai faceți? Cum sunteți? Îți bine. Chiar dacă e o perioadă destul de aglomerată, asta deja datorită multor activități. Dar în rest, acum sunt mai bine. Mai bine. Sunteți pastor. Spuneți-mi, vă rog, ce visuri ați avut în copilărie? Cum ați reușit să ajungeți la această slujbă? În copilăria mea nu m-am gândit niciodată să devin pastor. Nici nu mi-am imaginat vreodată, mai ales în copilărie și chiar și în adolescență, nu mi-am imaginat vreodată că eu voi fi în postura asta, în poziția asta, chiar în slujba asta. În schimb, Dumnezeu a coordonat lucrurile așa cum a știut El și noi n-am făcut și eu, n-am făcut altceva decât am lăsat doar lucrurile sub coordonarea lui Dumnezeu. Nu m-am gândit, poate nici cei din casa mea nu s-au gândit la mine să merg pe latura asta slujirii pastorale sau în direcția asta. În schimb, așa le-a organizat Dumnezeu. Ați crescut într-o familie de oameni credincioși? Da. Am crescut în familie de oameni credincioși cu doi părinți speciali care ne-au învățat și ne-au arătat calea spre Dumnezeu. Ne-au îndrumat înspre Domnul cu tot ce au putut ei, cu tot ceea ce au fost ei. Și asta ne-a făcut pe mine, pe frații mei, să ne îndrăgostim de Dumnezeu și să rămânem mai apoi toți. Nu v-au îndrumat spre o anumită meserie? Acum, e adevărat, ca și toți părinții care, mai ales când ești în punctul în care trebuie să alegi ceva, acum înspre ce mergem? Păi hai să mergem înspre cutare, hai du-te înspre, mai ales în generația asta în care noi trăim, majoritatea părinților spun că ai lor copii să devină ori aitiști, ori farmaciste. Așa și pe mine atunci noi aveam discuții, îndrumându-mă într-o direcție sau în alta, dar uite, nu s-au concretizat alea. Cum erați ca și copil? Noi am fost cel mai mare din casă. Fiind cel mai mare din familie, o trebuie să fiu foarte bine. Exemplu pentru restul. Păi tot asta auzeam, tot timpul. Ai grijă ce faci tu, că tu ești exemplu pentru frații tăi mai mici. Și am fost bine, mulțumesc Domnului, având o copilărie frumoasă, fericită, sub ocrotirea lui Dumnezeu, adică n-am avut parte de evenimente majore, tragice, care să zdruncine într-un fel sau în altul copilăria mea și a noastră, a familiei noastre. Și asta a fost harul lui Dumnezeu pentru asta. Erați o persoană care era adusă zilnic la biserică sau doar duminica? Sau au fost perioade în care dumneavoastră ca și copil nu vă dorea să mergeți la biserică?
Întreb asta pentru că în ziua de astăzi sunt foarte multe cazuri de copii care nu doresc să mai meargă la biserică. Nu. Uite, noi n-am avut momentele alea în care să nu ne dorim să mergem la biserică. Am fost duși la biserică de fiecare dată. Pentru mine mi-aduc aminte, dacă, spre exemplu, joia, slujba de peste săptămână, dacă mergeam afară să mă joc cu prietenii mei, eu știam fără ceas, înspre după masă, undeva ora 4, 4 și jumătate, că trebuie să plec acasă, simțeam atmosfera se schimba în interiorul meu, simțeam că e timpul de biserică, fără ceas. Deja nu mai îmi găseam locul acolo la joacă, nu mă mai simțeam bine și plecam spre casă. Ajungeam acasă deseori din curtea școlii, am avut acolo o școală aproape și ne jucam acolo în curtea școlii și mă uitam la ceas pe un hol, când intram aveam un ceas acolo la intrare și mă uitam 4:30. Păi dar cum am dădeam eu seama de ce nu mai aveam eu cheful de joacă, de ce mi se aveam parte de un disconfort interior că trebuie să ne pregătim de biserică. Deci pentru noi mersul la biserică a fost o lege, să, dacă o pot numi așa, dar n-am făcut-o noi ca și copii niciodată cu greutate sau nu ne-am dus niciodată de gura părinților. N-au fost niciodată discuții pe tema asta, haideți la biserică și noi să spunem că nu vrem să mergem. Nu, niciodată. Dimpotrivă, de fiecare dată am mers cu drag și bucurie, chiar și peste săptămână și când, spre exemplu, aveam de învățat într-o marți, când era rugăciune, miercuri, era rugăciune sau joi și mami cu tati îmi spuneau, nu, rămâi acasă și îți înveți. Copil fiind, clasa 6, 7, 8, parcă nu mă simțeam foarte bine că trebuia să rămân acasă. Deci generația mea, sau cel puțin eu, nu am avut o problemă cu mersul la biserică, așa cum din păcate ne confruntăm în generația asta cu astfel de problemă, din păcate. Mergând de mic la biserică, care a fost momentul în care l-ați cunoscut pe Dumnezeu? Ați avut întâlnirea aceea personală cu Dumnezeu? Mi s-a întâmplat odată într-o conferință de tineret că i-am pus pe tineri să spună, le-am făcut o provocare odată și am zis, care sunteți aici tinerii care aveți curajul să ieșiți în față și să spuneți care a fost punctul forte sau al întâlnirii voastre cu Dumnezeu. Și la un moment dat au ieșit câțiva tineri și au început. Eu m-am întors la predica locutare, eu m-am întors la cântarea locutare, mie Dumnezeu mi-a dat un vis și așa mai departe. În schimb, în timp ce ei vorbeau, eu mă gândeam, dacă ar fi fost momentul întoarcerii mele la Dumnezeu. Și am zis eu, dacă o să mă pună tinerii ăștia să le spun și eu, ce o să le spun? M-am născut în familie de oameni credincioși, am mers la biserică de mic, am crescut în atmosfera asta, ce o să le spun? Gândindu-mă acolo, mi-am dat seama de ceva care parcă m-a străfulgerat, care a fost un punct definitoriu în viața mea, și anume, următorul aspect. Faptul că atunci când eu ajungeam acasă, deseori de la școală, tata îl găseam rugându-se pe genunchi în cameră la el. În momentul în care îl găseam pe genunchi rugându-se, eu deschideam ușa ca și un copil curios, intram în cameră și mai apoi îl vedeam pe tata rugându-se și mă puneam lângă el să mă rog. Eram copil, clasa a întâia, a doua, a treia, era pentru mine ceva interesant. L-am auzit deseori pe tata rugându-se și mai apoi am auzit în rugăciunile mele, mi-am dat seama că repetam deja ca om mare fraze, propoziții, cuvinte pe care tata le folosea atunci. Ei, momentele alea pentru mine au fost definitorii pentru că deseori în viața mea am făcut referire în mintea mea la momentele acelea de rugăciune și de părtășie cu tata. Spuneți-mi, vă rog, câte ceva despre familia dumneavoastră. Eu m-am căsătorit la o vârstă destul de tânără. Care a fost aceea? M-am căsătorit la 21 de ani neîmpliniți. Mi-a dat Dumnezeu o soție specială, o fată extraordinară, pe Andreea, alături de care avem 3 copii și al patrulea trebuie să vină. Felicitări! Slăvit să fie Domnul. Asta e harul și bunătatea lui Dumnezeu. Chiar dacă distanța dintre cel mai mic al nostru până la cel care vine e undeva de 10 ani de zile. Eu vin dintr-o familie de oameni credincioși. Andreea vine dintr-o familie de oameni credincioși. Și am putut să avem parte și am avut parte fiecare dintre noi de o creștere frumoasă.
Tot ce am văzut în familiile noastre acasă, bun și extrem de bun, am implementat în familia noastră, punându-L pe Dumnezeu în centru, înțelegând că viața trebuie trăită lângă Dumnezeu cu tot ceea ce cuprinde ea. În felul acesta putem avea acasă o atmosferă frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu și foarte, foarte împlinită. Noi avem 3 copii acum, da, actualmente, pe Mateo, pe Carina și pe Darin, și acum așteptăm, prin harul Domnului, sperăm o fetiță. Sperați. Cum decurge o seară în familie? Vă jucați cu copiii? Ce activități aveți împreună ca familie? Încerc să-mi fac timp. Încerc să-mi fac timp pentru a fi cât mai activ în familie. Cu toate că deseori timpul ăsta e un dușman extrem de mare și de puternic. Dar atunci când sunt acasă și când nu e ceva foarte stringent, care n-am cum să amân, fie telefonic, că deseori, chiar dacă sunt acasă, sunt la telefon foarte mult, petrecem timp împreună cu familia. Iar când ne punem acolo în sufragerie toți și începem să povestim și să le depănăm pe toate și să le întoarcem pe toate părțile. Și mai au copiii vorba lor că uneori intru în casă și îl mai aud pe Darin, tati, în seara asta facem seara în familie. Asta e vorba noastră. Ne punem și discutăm și povestim de toate. Le și predicați. Păi vrând nevrând dau pe predică după. Da, din subiectele noastre, stând acolo împreună, e adevărat că sunt multiple. Și vrând nevrând ajungem și la trăirea în parametrii lui Dumnezeu, vrând nevrând ajungem și în aspectul ăsta al vieții, care trebuie trăită frumos, cu demnitate. Și folosesc toate momentele alea să înrădăcinez foarte bine în mintea copiilor că Dumnezeu trebuie trăit la cote maxime, pentru că mai ales perioada de evangelizări, când e foarte aglomerată, sunt destul de puțin pe acasă. Și atunci când sunt, folosesc la maxim seara respectivă, după masa respectivă. În evangelizări, v-ați dus vreodată copiii cu dumneavoastră? Da. Da. Mai ales dacă merg și mă întorc, iau cu mine deseori, dar la cât de des îți plecate acasă, vin destul de puțin ei cu mine, mai ales că dacă e în timpul școlii, eu fie ajung poate noaptea foarte târziu sau deseori spre dimineață, depinde din ce parte a țării vin, ei a doua zi trebuie să trezească la școală și atunci lucrurile sunt destul de complicate să vină cu mine, dar în special pe weekend, vineri seara, sâmbătă seara, îi mai pot lua și îi mai iau cu mine. Având slujba de evanghelist, nu se plânge soția dumneavoastră că sunteți mai mult plecat de acasă decât pe acasă și copiii la fel? O zis cineva către mine odată, o zis frate Alin, la soțiile celor care umblați, în mod special la evanghelizări, zice, aș vrea să le fac câte un mare cadou dacă aș putea la fiecare dintre ele. Acum nu pot să spun că se plânge. Așa cum am spus-o și în alte conjuncturi, e foarte, foarte adevărat că Dumnezeu așa a organizat viața noastră, Dumnezeu așa a organizat familia noastră, aducându-ne din două medii în care s-a slujit. În casă la noi s-a slujit, în casa soției mele s-a slujit. Noi oarecum suntem obișnuiți cu felul ăsta de viață și cu dedicarea înaintea lui Dumnezeu. Și atunci nu e vorba de plângere. Andreea nu se plânge, nu s-a auzit că se plânge niciodată. În schimb, e adevărat că nu e întotdeauna ușor. Deseori greutatea, mai ales a copiilor, a situațiilor de acasă, deseori se resimte. Dar noi facem lucrarea asta, eu în bucățica mea, Andreea în bucățica ei, o facem cu foarte multă bucurie, conștienți de faptul că la asta ne-a chemat Dumnezeu. Vă invit să serviți un pahar de suc de la prietenii noștri de la Aronia Charlottenburg, suc de măr și mango, 100% natural. Ați renunțat vreodată la o chemare într-o altă biserică pentru o slujire în detrimentul familiei?
sau bisericii din care faceți parte? S-a întâmplat deseori să renunț la o acțiune de acasă pentru o anumită slujire. Spre exemplu, dacă eu le spun copiilor, uitați, mâine sau peste o săptămână plecăm toți împreună în cutare loc. Nu o să-i vezi prea bucuroși sau sărind în sus de bucurie, pentru că tot timpul au sentimentul ăla la tata, s-ar putea să apară ceva și să schimbe planul. S-a întâmplat când am stat cu bagajele făcute la ușă, pregătit să plecăm, și în acea dimineață m-a sunat cineva și a zis, uite, noi avem un priveghi. Cineva dintr-o biserică, dintr-una din bisericile pe care eu le păstoresc. Și a trebuit să ne amânăm plecarea pentru a fi măcar în seara aia la priveghi. Și cum ați compensat copiii pentru supărarea lor? Aici e complicat, că încă caut metode să-i compensez. Și încă încerc să găsesc metode să-i compensez într-un fel sau în altul. Ei sunt ca noi, în fond și la urmă urmei. Trăiesc cam în aceeași atmosferă de slujire cum am trăit și noi. E adevărat că ei se uită la alți copii, de ce ceilalți pot, de ce ceilalți nu renunță, de ce noi trebuie să ne schimbăm planul dacă apare ceva. Asta o avem, discuția asta, mai de fiecare dată. În schimb, am putut să văd că Dumnezeu, și în discuțiile cu ei, că Dumnezeu așa îi conștientizează, că mă, asta e direcția casei noastre, asta e direcția familiei noastre. Mai lucrează Dumnezeu și astăzi. Ne puteți relata câteva minuni la care ați asistat dumneavoastră? Dumnezeu cu siguranță lucrează și spun asta foarte, foarte des. Și când eu spun că Dumnezeu lucrează și că Dumnezeu e mare, spun bazat pe multele situații în care am putut să-L văd pe Dumnezeu intervenind într-un mod extraordinar. Când eu spun Dumnezeu e mare, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu e atotputernic, nu e doar o propoziție spusă, pompoasă, care să trezească în mintea omului ideea de ceva senzațional. Nu. E pur și simplu credința inimii mele. L-am văzut pe Dumnezeu în casa noastră, când noi eram, spre exemplu, asta am spus-o deseori prin predici, dar a fost momentul care a, unul din momentele puternice care a marcat viața mea. Pentru că noi ne-am căsătorit de tineri. Am avut copii repede, au venit copiii, unul după altul, Mateo, Carina. La un moment dat, Mateo avea vreo 4 anișori, Carina 2, undeva pe aici, 2-3 anișori, Mateo 4-5, nu mai știu exact. Și a noastră Carina s-a îmbolnăvit. În momentul în care noi am zis că trece, că e ușor, că lucrurile o să meargă bine, în schimb s-a agravat starea ei. Pe vremea eram în Austria, medicii în Austria nu te primesc, dacă te duci și spui că are febră de ieri, zice du-te acasă, dă-i de febră și mai vine peste 2 zile, că s-ar putea în 3 zile lucrurile să se amelioreze. În schimb, la Carina s-au agravat. La un moment dat a rămas fără voce, plângea și nu se auzea absolut nimic. Pentru noi era atât de traumatizant momentul ăla, văzându-o pe Carina în felul ăsta, într-un mod extraordinar. Ei, când lucrurile s-au agravat foarte, foarte tare, noi a trebuit să mergem la un doctor. Ne-am dus la un medic și acel medic, când a consultat-o pe Carina și și-a dat seama că are foarte mult puroi în gât, dar ea era deja într-o febră care nu mai putea fi ținută sub control. Mi-aduc aminte, îi făceam frecții cu spirit din jumătate în jumătate de oră, ca să putem să-i ținem, nu, tot ce îi dădeam, supozitor, alte siropuri, nu își făceau efectul la febra ei. Și medicul a spus, datorită puroiului din gât foarte excesiv, de-aia nu-și face efectul. Și eu zic că ne dă un tratament foarte puternic, doar că acel tratament va începe să se vadă rezultatul lui după vreo 3 zile de la prima administrare. Trebuie administrat 3 zile. În acele 3 zile au zis, vedeți, luptați-vă cumva să-i țineți febra sub control. O lăsați în spital, stați cu ea în spital. Noi n-am vrut să rămânem în spital și atunci am semnat că mergem acasă.
Și am zis, ok, ținem, am zis, ce faceți în spital? Că nu puteți să-i faceți, ce facem și noi acasă? Bun, și a fost așa un moment de panică pentru noi, n-am știut cum să reacționăm. Am semnat, am mers acasă, medicul zice, eu n-am ce să-i fac mai mult de atât. Pur și simplu n-am ce să-i fac. Și ne-am dus acasă, mi-a spus el cum să facem, cumva să-i ținem febra sub control, să-i dăm acele... Cumva, băi, ținem noi febra sub control 3 zile. Vedem ca tratamentul să-și facă efectul. Minunea a fost alta. Că în momentul în care eu am ajuns acasă cu Carina, știu că era vreo 5 după masa, pentru mine, frica noastră și ca și părinți tineri era ca să nu dea în convulsii. Uh-huh. Asta era stresul nostru. Nu cumva să-i scăpăm febra de sub control, să nu dea în convulsii. Și atunci eu am luat-o pe Carina în brațe și am început să mă rog Domnului și să plâng oarecum în rugăciunea mea și simțeam că solul morții în casă. Atmosfera aia n-aș vrea să o mai trăiesc niciodată. Simțeam că în casă e o presiune străină, că e ceva aparte, ciudat, pe care atât de mare presiune putea punea pe inima noastră într-un mod extraordinar. Mi-aduc aminte, m-am uitat la ceas, era 5:45. Am luat-o pe Carina în brațe și m-am rugat Domnului și am spus, Doamne, te rog frumos, prima mea rugăciune a fost, facă-se voia Ta. Am vrut să mă țin totuși tare, puternic, să pot să spun peste ani, bă, momentele cele mai grele, eu am zis, Doamne, facă-se voia Ta. În schimb, mi-am dat seama că-s prea slab. Mi-am dat seama că dacă cumva voia lui Dumnezeu îi să o ia pe Carina, eu n-aș rezista. Mi-am schimbat rugăciunea imediat și am început să spun în rugăciunea mea, Doamne Iisuse, te rog frumos, nu-mi lua fata. Simțeam presiunea aia, împins de atmosfera pe care o simțeam acolo în cameră. M-am rugat așa, Doamne, te rog să nu-mi iei fata. Care nu a dormit la mine în brațe, ea dormea foarte puțin. În zilele alea dormea, se trezea. Am avut niște nopți grele. Cu o noapte înainte, asta era lunea, duminică spre luni, a fost o noapte foarte grea pentru noi. La un moment dat, Carina a dormit la mine în brațe. M-am dus și am pus-o în pătuț și a zis, Andreea, oricum nu o să doarmă mult. Se trezește și îi dau antibioticul pe care îl procurasem de la farmacie deja. Și zice, dau antibioticul și începem să-i administrăm. Carina nu s-a trezit 2 ore și Andreea a lăsat-o pe Carina dormind, o las-o cât se poate odihni să se odihnească. O tot verificat-o de febră, era ea mai călduță, dar o zis, ok, las-o să doarmă. Când Carina s-a trezit pe la ora 7, ea n-avea voce deloc, nu, când plângea nu se auzea nimic, un fâsit așa, săraca de la răgușala aia și de la puroiul din gât. N-avea voce de vreo 3 zile. La ora 7, eu ațipisem că am avut o noapte destul de complicată, duminică spre luni, după aia la medici, pe drum, toată ziua, m-am dus și m-am pus în pat așa un pic și am ațipit. La ora 7, Carina m-a trezit. Ea oricum e o ființă foarte vioaie, foarte, așa, râde foarte mult, vorbește foarte tare. De mică a avut așa un glas foarte pronunțat. M-a trezit auzind-o jucându-se cu Mateo și râzând. Și eu când am deschis ochii am zis, mă, stai puțin, e vis sau realitate? Ăsta e glasul lui Carina, că nu-l mai auzisem de joi, de vineri? Sau e? Și când am ieșit din cameră, Carina se juca cu Mateo, râdea, nu mai era roșie în obraj, nu-și mai dădea ochii peste cap de la pragul ăla de convulsii, cum o făcea desi ori duminică, că așa am decis noi să mergem până la urmă la doctor. Și am putut să văd că i-a revenit vocea, că febra nu mai era și am stat așa preț de câteva minute și nu știam cum să reacționez. Nu știam ce să zic, ce să cred, ce s-a întâmplat. La câteva minute distanță m-a sunat un frate slujitor de acolo, dintr-o biserică din Austria, șofer pe camion, și-a zis către mine, frate Alin, tu știi bine că eu sunt șofer pe camion. La ora 5, Dumnezeu mi-a spus aici în cabină să mă rog pentru tine și casa ta. Și am început să mă rog aici, era ora la care noi ne rugam pentru Carina. Și a zis, era atât de pronunțată ideea în mintea mea că eu trebuie să mă rog pentru voi, pentru tine și pentru casa ta. O zis, undeva în jurul orei 6, Dumnezeu mi-a arătat într-o vedenie dumnezeiască că la voi acasă a venit o ființă divină, un sol ceresc,
care a făcut o cusătură, zice, în dreptul unei odrasle. A reparat ceva. Și Dumnezeu mi-a spus că e ceva ce se poate verifica. O zi, spune-mi ce-i. Și eu am vrut totul să mai pun niște întrebări. Dar ce ați mai văzut? Dar ce-o mai fost? Da. Și la un moment dat, el a zis, mă, nu mai pune întrebări. Era și el curios să vadă ce sunt. Și a zis, nu mai pune întrebări, zi-mi ce se poate verifica. Și am zis, frate, ce se poate verifica e că fetița noastră la ora 5 n-avea voce, era cu febră, în prag de convulsii. La ora 7, Carina are voce, nu mai are febră, îi dăm, poate am început să-i administrăm tratamentul, dar schimbarea asta a fost una radicală și mai apoi cred că nici nu a dus tratamentul până la capăt, că o și renunțat Andreea la el, cred că de a doua zi, o zis, bă, dacă e ok, atunci e ok. Și am putut să vedem că Dumnezeu s-a implicat într-un mod supranatural. Asta a fost una din experiențele din casa noastră. Am trăit atât de multe experiențe în casa noastră în care am putut să vedem că Dumnezeu e mare. Bun, trăirea experiențelor, că toată lumea, sau multă lume spune, frate Alin, tu poți să spui, ai trăit. N-aș vrea să le mai trăiesc momentele alea. Au fost vreo 5 ani de zile în casa noastră, în familia noastră, de tot felul de momente complicate. A fost vremea jlefuirilor noastre. Că unii te văd la amvon, te văd îmbrăcat bine, zice, bă, las că oamenii le au, îl duc la restaurant, îl plimbă, îl poartă, umblă toată ziua. Ei, oamenii nu știu de multe ori frământarea din spate, nu știu problemele din spate, nu știu oarecum așa tensiunea din inima și din mintea unui slujitor sau situațiile cu care se confruntă chiar în familie. Am trăit multe momente frumoase, dar asta a fost unul din momentele pe care noi le-am trăit așa la început. Începutul căsniciei noastre, dacă pot să zic, eram căsătoriți de 4 ani, la începutul căsniciei noastre, în care aveam nevoie de o certificare profundă că Dumnezeu e prezent acolo, că Dumnezeu aude, că Dumnezeu nu ne lasă. Și răspunde. Și că răspunde, exact. Slavă Domnului! Care este cea mai mare provocare a dumneavoastră ca păstor? Mă, sunt prea multe. Care e cel mai greu lucru ca păstor? Acum, ca și păstor, treci prin foarte multe stări. Treci prin foarte multe momente la care trebuie să le faci față, pe care trebuie să le echilibrezi, pe care trebuie să le așezi în așa fel încât să dea bine. Acum, provocările sunt multe. Nu aș putea să aleg o singură provocare. Poate mi-aș limita slujirea la o singură provocare. Nu știu dacă există un păstor să poată să facă asta. Poate. Să zic, bă, asta e singura mea sau cea mai mare provocare a mea. În schimb, cea mai mare dorință e să pot să trăiesc alături de Dumnezeu la cote maxime, din ce în ce în tot mai profund, mai la superlativ. Și totodată să pot să le arăt oamenilor cât de puternic și de profund se poate, că Dumnezeul pe care noi îl predicăm, că Dumnezeul pe care noi îl avem, e un Dumnezeu real. Și a putea să trăiești lângă Dumnezeu, strâns legat de Dumnezeu și nu o viață superficială, e una din provocările mari, că cele mai puternice, sau una dintre cele mai mari tendințe ale omului e să se limiteze, să se mulțumească, să spună, bă, cam atâta, e ok până aici, stau în niște ape. Ei, una din provocările mari, hai să merg totuși, una din provocările mari a unui slujitor și a mea personală, e să pot să-L trăiesc pe Dumnezeu la cote maxime, din ce în ce în tot mai mult și să fie ținută flacăra asta a prezenței lui Dumnezeu din ce în ce în tot mai aprinsă și mai puternică. Asta se știe că e cu adevărat o provocare, pentru că diavolul ceea ce vrea să facă e să plafoneze, să-i spună omului că ajunge, să-i spună omului că e destul, să-i spună omului că mai sus de atât n-are rost să mai meargă, că cam ăsta e nivelul. Ei, provocarea mare din viața mea e să îl trăiesc pe Dumnezeu la cote maxime din ce în ce în tot mai mult, să-L simt pe Dumnezeu din ce în ce în tot mai mult, să mă pot bucura de atotputernicia lui Dumnezeu din ce în ce în tot mai mult. Știu că ați mai trăit o minune cu sora dumneavoastră, Denisa. Ne puteți relata și această mărturie? Aia a fost o minune din casa noastră. Când Denisa undeva în clasa 1 a avut nevoie de ochelar datorită unei miopii galopante. Medicii au diagnosticat-o pe Denisa cu miopie galopantă. La un moment dat medicii dădeau pronosticurile lor, pronosticul lor,
că Denisa undeva în jurul vârstei de 30 și ceva de ani s-ar putea să fie oarbă, dacă miopia galopează, că lucrurile vor fi complicate, că dacă va avea copii și copiii vor fi miopi datorită faptului că miopia se transmite. Acum, faptul că ea la un moment dat a trebuit să poarte niște ochelari groși ca și fundul de borcan, faptul că fără ochelari ăia pentru ea era foarte complicat, faptul că avea niște ochelari așa de groși la o vârstă atât de fragedă, pentru părinții mei a fost un moment foarte complicat. Și cred că pentru orice alt părinte ar fi fost un moment destul de complicat și de dureros. În schimb, toată frământarea din casa noastră, ne-am dus la medici, părinții mei s-au dus la cei mai buni medici pe care i-au găsit atunci, au cheltuit, s-au implicat să facă tot ce pot pentru copilul lor ca să fie bine. Dar bineînțeles că Dumnezeu rămâne soluția perfectă. Că Dumnezeu rămâne soluția perfectă. Undeva în județul Sălaj, la Stârciu, într-un sat, eram acolo la bunici și la Căminul Cultural s-a făcut o adunare de rugăciune. La adunarea aia de rugăciune, tatăl meu cu câțiva frați au făcut ungerea pe un șervețel, aducându-l acasă, mai apoi să se roage tati pentru Denisa. M-au luat-o și pe Denisa acolo datorită faptului că erau și multă lume și foarte multă înghesuială și așa mai departe. Mi-aduc aminte acea seară în care tatea a venit cu șervețelul acasă, l-a pus pe ochii lui Denisa și s-a rugat. Eram acolo în cameră, mi-aduc aminte seara respectivă, eram și un copil. Mai apoi, a doua zi, mami era foarte grijulie să-i dea ochelari la Denisa, pentru că medicul a spus că orice minut fără ochelari galopează miopia mai puternic. A doua zi mami dă ochelarii la Denisa, iar Denisa nu mai vede cu ochelarii aia. Mama mea s-a gândit în primă instanță că cel mai probabil la Denisa i-a crescut miopia și că trebuie să-i schimbe ochelarii și că deja începem într-un alt proces al controlurilor, al medicilor și a frământărilor din casa noastră pe tema asta. În schimb, ne-am dus, mi-aduc aminte, ne-am făcut bagajele și am venit spre Petroșani, spre casă. Iar la Hunedoara ne-am oprit la un medic specialist pe care am mai consultat-o pe Denisa. După ce acest medic a consultat-o din nou pe Denisa, spunându-i mami că nu mai vede cu ochelarii ăia, vreo două ore am stat în mașină, noi, ceilalți frați cu tati, și doamna doctor, după multe momente de consultație, a zis, nu mai înțeleg nimic. I-a pus tot felul de lentile, i-a pus tot felul de picături, nu înțeleg de ce nu vede. Într-un final îi spune doamna doctor așa, Denisa, dă-ți ochelarii jos. Denisa dă ochelarii jos, zice, spune-mi ce vezi pe panou din fața ta. Și Denisa începe să spună în mod perfect ce vede pe panou, de la cel mai mare animăluț și literă până la cel mai mic. Și atunci doamna doctor îi spune mamei mele, doamnă, să nu cumva să credeți că eu sunt nebună, că eu n-am pus un diagnostic corect, dar fata dumneavoastră acum vede, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Și atunci mamei a zis, noi înțelegem ce s-a întâmplat. E Dumnezeu care și-a întins mâna și a lăsat o mărturie, încă o mărturie în casa noastră. Ei, Denisa acum are 30 de ani, nu poartă ochelari din momentul ăla, nici în zi de astăzi, are doi băieți și niciunul din copiii ei nu poartă ochelari. Pentru că Dumnezeu a vrut să lase să se cunoască că acolo unde se implică Dumnezeu se simte. Aspectul ăsta pentru mine a fost atât de profund în viața mea de familie, în viața mea de trăire cu Dumnezeu. Deseori, când a trebuit să mă rog, când a trebuit să cer Domnului ceva, am făcut referire la momentul ăla, care a fost ca o agățătoare în mintea mea. Doamne, Tu ai putut și atunci, știu că poți și astăzi. Ați avut și momente de incertitudine că sunteți slujitorul lui Dumnezeu? Poate momente de incertitudine e mult spus. A fost dorința mea profundă să am încă o certitudine în plus. Știam, am făcut o schimbare destul de majoră, venind din Austria în România, renunțând la viața din Austria, luând o viață de la zero în România. Noi venind la Făget, am venit neavând pe nimeni ca și familie în Făget. Ea e din Petroșani, din județul Hunedoara, soția mea din Târgu Jiu. Noi nu avem pe nimeni ca și familie în Făget. De ce v-ați mutat acolo? Ne-am mutat la chemarea păstorului. Fratele Nelu Paveloni, păstorul Bisericii Frata,
de atunci, de la care eu am preluat biserica Efrata, într-o zi m-a sunat, mi-a făcut o chemare, îți povestește asta. Hai să închei cu... În momentul în care umblam mult, era o perioadă foarte aglomerată de evangelizări și am avut un moment în viață când l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, vreau să-mi certifici încă o dată dacă eu sunt slujitorul Tău. Dacă toată alergarea asta merită, dacă toată oboseala asta merită. Era o frământare în mintea mea pentru că deseori plecam de acasă și îi lăsam pe copii singuri. Îi lăsam dormind, îi găseam dormind, ajungeam de multe ori, așa încât o săptămână, să-mi schimb hainele, bagajul și trebuia să plec. Așa era. Fie aveai zborul, fie mașina, fie kilometri erau mulți, fie trebuia să fugi. Și atunci, în perioada aia, foarte aglomerată, acum m-am așezat, nu mai fac eroismele de atunci, le rândui altfel, dar atunci a fost o perioadă foarte aglomerată. Și atunci am zis, Doamne, toată alergătura asta merită? Eu sunt slujitorul Tău, vreau să-mi certifici încă o dată. Și Dumnezeu a avut o metodă inedită să-mi certifice asta. Plecam de la Bistrița spre Petroșani. După o seară de evanghelizare la Bistrița, am plecat spre Petroșani. O să zic foarte pe scurt povestea asta. M-am rugat toată noaptea atunci. Doamne, vreau să-mi spui încă o dată, să mă încredințezi încă o dată de aspectul ăsta că eu sunt slujitorul Tău. Am ajuns la Petroșani pe la vreo 4 dimineața. Am zis, bă, dorm și eu mai mult. N-am putut, la 9 m-am trezit. La ora 10 primesc un telefon cu număr ascuns. Pacea Domnului, frate Alin, robul Domnului. Pace. Frate Alin zice, tu l-ai întrebat pe Dumnezeu azi noapte dacă ești slujitorul Lui. Trebuie să vă mărturisesc că prima mea reacție, așa e omul, m-am gândit cu cine am mai vorbit o treaba asta, ca să poate cineva vrea să facă un fel de glumă. Dar mi-am dat seama că n-am mai vorbit cu nimeni, că a fost rugăciunea mea singur în mașină, o noapte întreagă. Am condus de la Bistrița până la Petroșani. Și am zis, da. Am zis, hai să iau lucrurile cu foarte multă seriozitate, să dau curs la asta. Da, zic, așa e. Dumnezeu m-a pus să te sun și să spun că da. Dar tu trebuie să îl asculți pe Domnul. Și eu am zis tot timpul. Am zis, bine, te îmbraci, te duci în orașul cu tare, pe strada cu tare, la familia cu tare, le spui cu tare și cu tare lucru că Dumnezeu vrea să le salveze familia. În drumul care îl vei face, vă zic doar particularitățile, în drumul care îl vei face, diavolul va da un atac. La un moment dat va trebui să plătești prețul, dar tu să te duci înainte cu bucurie. La un moment dat am plecat spre familia respectivă, aveam de mers vreo 400 de kilometri. În drumul pe care l-am făcut, niște mașini au frânat în fața mea, așa de puternic, eu am frânat foarte tare să nu lovesc o Dacia Solenza, parcă așa cum o văd, albă, să nu lovesc. Pentru că o frânat, o vrut să facă stânga, vinea un autobuz din față și în ultim moment o frânat ca să nu intre în fața autobuzului și noi toți cei din spatele lui trebuie să frânăm. Atât de puternic am frânat că mi s-a rabatat bancheta la mașină. Bun, cineva o fi umblat la ea, dar m-am auzit că m-au căzut banchetele. Și am zis, mă, ce s-a întâmplat? Nu se poate, mă, uite, mă atac, cum am gândit eu, dar unde e prețul? Am zis, bă, sigur, s-o spart un furtun, s-o rup ceva pe la mașină, s-o să aud acum ceva troncănind. Plec de pe loc și nu s-a întâmplat nimic. În momentul în care plec de pe loc și nu se întâmplă nimic, zic, bă, am văzut atacul, dar n-am văzut, nu văd prețul. M-am gândit eu în mintea mea, bă, cred că sperietura mea, asta e prețul. E, nu. Am mai mers foarte puține minute, am depășit cu 2 sau 3 km limita de viteză, limita de suspendare de permis. Deci am avut pe limită de 50, m-a prins poliția cu 102. Cei care o să mă judece pentru asta nu mă judecască și tuturor ne se întâmplă. Nu mi-am dat seama, n-am realizat, nu e felul meu de a merge tare, dar nu mi-am dat seama. Ei, mașina de poliție a venit din față, a prins girofarele, a venit după mine, s-a întors, eu am oprit pe dreapta, îmi spune la un moment dat că trebuie să-mi ia permisul și a zis, asta e, plătești prețul. Într-un final a zis, plătești prețul. Când a zis că plătesc prețul, cumva avitezi, a zis, m-am grăbit, plătești prețul. Nu mai intru în alte detalii, polițistul respectiv a fost un elev de-a lui tati,
fiind instructor auto, nu mai intru în detaliile astea. Important era că la un moment dat o zis plătești prețul. Expresia. Când o zis plătești prețul, am simțit cumva așa, zic că știi, mi se taie picioarele, așa m-a furnicat din cap până în picioare. M-a luat o bucurie enormă, cu toate că și o tristețe profundă că 3 luni trebuia să fiu pieton sau să mă rog de alții, dar asta e. Am ajuns la familia aia, Dumnezeu a așezat lucrurile și așa mai departe. Ei, acel număr ascuns, acel telefon cu număr ascuns, l-am primit de încă câteva ori. Și de fiecare dată Dumnezeu, am plecat de acolo, mă sună din nou, ai fost, am fost. Și cum a fost? Cum ați spus? De fiecare dată l-am întrebat cine sunteți. Și de fiecare dată mi-a spus, n-ai tu treabă. Dar era pe un ton cald, era pe un ton elegant, parcă nu te puteai supăra. Am plecat de acolo și mă sună și zice, tu ești robul Domnului, dar diavolul e foarte furios și va vrea să dea un atac în casa voastră. Dar tu să nu uiți că Dumnezeu rămâne suveran peste toate și să-L chem ca medic. După câteva zile, Carina noastră a căzut dintr-o mansardă, o trebuie să mergem cu ea la spital. Medicul ne-a spus că are un cheac de sânge lângă ficat și că s-ar putea să-i producă o hemoragie internă, să se dezechilibreze lucrurile pe acolo. Ei, când am mutat-o dintr-un spital în altul, era 2 noaptea când noi ne-am dus, când am mutat-o dintr-un spital în altul, că o trebuie să o mute de urgență în alt spital, când s-a urcat în ambulanță, eu m-am pus pe genunchi lângă ghereta paznicului. Și am zis, Doamne, Tu ai zis să Te chem pe Tine ca medică. M-am băgat așa un pic după ghereta de termopan. Așa, a fost așa o... După rugăciunea mea scurtă, am simțit o mână care mi s-a așezat pe spate. A fost a paznicului, care a zis, Domnul, vă simțiți bine? Eu am zis, da, m-am urcat în mașină și am plecat după ambulanță. Și acum Dumnezeu a intervenit, a scos-o pe Carina din spital mai devreme decât noi ne-am fi așteptat. Apoi a fost încă o dată când eu m-am dus la o conferință de tineret și acolo am întâlnit o fată care cânta, care se predase la o evanghelizare cu câteva luni înainte. Undeva luna noiembrie a fost la o evanghelizare și acum era deja asta ce vă vorbesc, era undeva luna mai-iunie. Și eu când am văzut pe fata aia în față cântând, discutând cu ea când s-o predat, o ieșit în față la o evanghelizare, am stat de vorbă cu ea atunci, am spunea povestea vieții ei, că ea cântă la nunți, în cluburi și așa mai departe, m-am mirat foarte tare. Când am plecat de la conferința aia de tineret de acolo din județul Mureș, bucurându-mă de experiența trăită că am văzut-o pe tânăra asta, când am urcat pe autostradă, mă sună din nou numărul ascuns. Pacea Domnului, frate Alin, robul Domnului, pace, că tot așa zicea. Ai fost undeva lucrare? Și am zis, da. Și cum a fost? Și zic, bine. Și zice către mine, dar ceva experiență mai aparte ai trăit? Și n-am știut ce zic, că a fost o conferință de tineret, la final a fost întrebări-răspunsuri, nu a fost așa ceva. Și n-am știut ce să-i spun. Și am zis, dar totuși ceva mai aparte. Și ceva mai aparte mi-am adus eu aminte, zic, uite, am întâlnit o fată care n-am crezut niciodată că o voi întâlni, că o să o văd în mediul ăsta creștin. Am întâlnit-o în biserică, cântă, s-a întors la Domnul și a zis frumos rod. Dar să știi că diavolul e supărat și în scurtă vreme va mai da din nou un atac. Dar tu să rămâi tare, că Dumnezeu va fi lângă tine. În drumul la spre casă am avut accident cu mașina, foarte supărat că mi-am lovit mașina, am ajuns acasă, dar mi-a zis așa atunci, când vei ajunge acasă să cânți o cântare de laudă la adresa Domnului. Bineînțeles, când am ajuns acasă foarte supărat, numai chef de cântat nu aveam. În schimb, acel număr m-a sunat pentru ultima dată și a zis, frate Alin, s-a dat atacul. Și am zis, da, s-a dat. Aveam o voce așa, supărat, s-a dat atacul. Zice, ai cântat cântarea? Și am zis, acum mă apuc. M-am băgat într-o cameră, am început să cânt o cântare. Trebuie să mărturisesc faptul că în timp ce cântam cântarea aia, Dumnezeu chiar a revigorat inima mea. Deci Dumnezeu zice că m-a resuscitat. Alin, trecătă, n-aveam bani să repar mașina. Eram așa de zis, bă, dar n-am bani să o repar. O să stea mult timp lovită, n-am bani să-mi iau altă mașină. În mintea mea se învârteau tot felul. Dar în momentul ăla Dumnezeu a resuscitat inima mea. Alin, o să fie bine. Și așa a fost. Cine credeți că a fost acel număr? Nu știu.
Nu, într-o perioadă am încercat să fac tot felul de supoziții, minții mele, am încercat să dau tot felul de variante, dar am renunțat. Nu vreau să zic, nu, a fost, ce să zic, un om al lui Dumnezeu, nu știu. De ce Dumnezeu l-a coordonat așa? Deci, nu știu. Și acela a fost ultimul apel? Da, ăla a fost ultimul apel. Acum, vocea aia caldă, atmosfera frumoasă pe care o crea când vorbeam, aș vrea să o mai trăiesc. În schimb, momentele că de fiecare dată s-a întâmplat ceva, n-aș vrea să le mai trăiesc. De ce credeți că nu vă mai sună acel număr? Pentru că aveți certitudinea pe care ați cerut-o? Ba, posibil. Aia a fost poate varianta lui Dumnezeu atunci. A fost o metodă inedită a lui Dumnezeu să-mi arate sau să-mi răspundă la cererea mea din acea noapte. Nu mi-ați finalizat să-mi spuneți cum ați ajuns la Făget. Măi, la Făget eu am stat în Austria câțiva ani buni. La un moment dat am venit la Făget la o seară de evangelizare. Fratele Nelu Pavilon, pastorul bisericii Frat, așa cum vă spuneam de atunci, o prins el drag de mine. Avea vreo 60 și un pic de ani, nu mulți, vreo 62 de ani. Și mă sună într-una din zile și îmi spune Alin, a fost de mai multe ori la Făget, de vreo 4 ori. Și o zis, Alin, uite, eu încet, încet trebuie să mă retrag. Mi-aș dori să las pe cineva în urmă. Noi am prins drag de tine, biserica e Frat, a prins drag de tine. N-ai vrea să te muți la Făget ca să priei biserica e Frata. A fost o provocare foarte mare. M-a sunat într-o seară la ora 10, mi-aduc aminte, pe WhatsApp, așa am povestit eu cu fratele Nelu. Am zis, fratele Nelu, dacă e voia Domnului, venim, dar... Și el a spus așa foarte dintr-o, când am zis eu asta, el parcă s-a înseninat. Deci dacă e voia Domnului, vii? Și când l-am văzut așa de hotărât, am zis, da, mă, stai un pic, că trebuie să mă convingă Domnul și pe mine, numai pe dumnea tale. Și el așa pe voce caldă, a zis către mine, frate Alin, ne rugăm Domnului, că el are toate metodele să convingă pe toată lumea. Bine. Eu m-am dus în cameră și povesteam cu Andreea. Eu zic, mă, uite, România, ca toți românii care-s plecați dincolo, cine se gândește să vină acasă? Marea majoritate spun că nu. Și asta a fost și prima noastră reacție. Eu m-am pus în pat, mi-aduc aminte și am gândit cu voce tare. Și am zis, și să vrem să mergem, nu putem că avem prioritățile noastre în viață. Prioritățile noastre erau ca toți românii, să scoți bani din bancă, să-ți faci o casă, să plătești până la adânci bătrâneți sau... Cam asta e. Ei, a doua zi dimineața am primit un mesaj pe telefon de la un frate surd de amândouă urechile. A murit în 2019 acest frate, care mi-a scris așa: frate Alin, mi-a arătat Domnul că aseară ți s-a făcut o chemare din îndepărtare. Tu ai spus că nu prea vrei să mergi, că ai prioritățile tale în viață. Dar au zis Domnul că dacă nu pleci de bună voie, vei pleca împins de împrejurări, te iubesc, amin. Ăsta a fost punctul care ne-a făcut să ne gândim la venirea în România. Bineînțeles că n-a fost de ajuns atât pentru noi. Chiar dacă ne-a frământat ziua aia, ne-a frământat, nu a fost de ajuns. La un moment dat am sunat un frate. Ți-am zis, Doamne, dacă Tu ai început pe linie profetică, hai să continuăm tot pe linie profetică. Și am sunat un frate din zona Aradului, care fusese la Linț și așa l-am cunoscut, un om al Domnului. Și am zis, frate, știți că ați fost la noi, vă aduceți aminte cine? Și eu, da. Frate, când ți aduci aminte și de mine, fă o rugăciune. Și dacă Domnul spune ceva, sună-mă. De-aia am pus un semn. I-am zis, dacă Domnul va vorbi, Domnul trebuie să-mi spună următoarele. Ți-am purtat de grijă și am să-ți mai port amin. Mă sună la un moment dat bătrânul și îmi spune așa, frate Alin, eu nu înțeleg nimic. Domnul mi-a spus... Să spun doar atât. Spune la Alin, i-am purtat de grijă și am să-i mai port, amin. Eu aveam nevoie, că asta a fost semnul meu cu Dumnezeu. Doamne, spune-mi dacă o să-mi porți de grijă. Eu plec, l-am porț de grijă, renunț la tot, îmi iau 3 copii, plec într-un oraș pe care nu-l cunosc, plec într-un loc pe care nu-l cunosc. Și în felul ăsta noi am luat decizia să venim în România. Ne-am mutat în România și trebuie să mărturisesc că după, uite, 7 ani aproape de România, suntem foarte bucuroși de faptul că am venit acasă. Asta să dau un impuls românilor din diaspora. Știu că eu le mai spun lor și îi spun, nu, frate Alin, că nu-i la toți la fel. E adevărat, nu-i la toți la fel. În schimb, eu iubesc România și am venit cu drag în România și mă simt foarte bine aici. Poate aveți un mesaj mai direct oamenilor care sunt plecați în diaspora. Eu știu să se întoarcă în România. Să umplem bisericile din România. Asta ar fi un aspect foarte frumos. Acum eu merg mult și în diaspora.
Și sunt foarte multe biserici frumoase și în diaspora și câte o lucrare frumoasă în diaspora. Acum eu sunt puțin așa poate subiectiv și tot zic România, haideți acasă în România. În schimb, trebuie să recunoaștem faptul că în diaspora românii și mulți români au câte o lucrare frumoasă și câte o acțiune frumoasă, au locurile unde Dumnezeu i-a așezat. M-am gândit deseori, chiar dacă eu sunt foarte naționalist și iubesc România tare și mi-ar place să vină toți românii acasă să umplem bisericile, m-am gândit și la faptul că poate ăsta e planul lui Dumnezeu de a împrăștia românii prin diaspora ca să putem să fim o mărturie și acolo. Așa că Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei din diaspora, să-i binecuvinteze și pe cei din România. Vă rugăm frumos un mesaj de încheiere pentru cei care ne urmăresc. Ceea ce eu pot să le spun tuturor celor care ne urmăresc e să rămână încredințați într-un mod cât se poate de puternic că Dumnezeu nu pierde niciodată controlul. Spun asta deseori și trăiesc cu deviza asta. Dumnezeu rămâne suveran peste toate. Are întotdeauna doar variante câștigătoare și niciodată nu pierde controlul. Vă mulțumim foarte frumos pentru mărturiile dumneavoastră, pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Sperăm să ne mai întâlnim, să mai discutăm, să ne mai povestiți din experiențele dumneavoastră de viață. Cu mare drag și bucurie și eu vă mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvinteze lucrarea. Să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și pe familia dumneavoastră și să fie sănătoși copiii dumneavoastră, inclusiv cel de-al patrulea care Amin. Sosește. Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Multă pace!